Bună seara, doamnelor, domnilor! Sunt Adina Pintea și vă prezint știrile. Toate școlile din România vor fi închise începând de miercuri 11 martie până pe 22 martie, a anunțat premierul Ludovic Orban. Măsura ar putea fi prelungită dacă situația o impune, iar părinții care au constatat că de miercuri copiilor sunt ca în vacanță, spun că nici nu știu cum o să se descurce acum. Situația fără precedent prin care trece și România din cauza epidemiei izbucnite în China și ulterior în Italia din cauza coronavirusului îi aduce pe părinți în imposibilitatea de a mai merge ei înșiși la servici. Nu prea știu ce vor face cu copiii și fie că vorbim de cei de la grădiniță, fie cei de la școlile primare, cu toții vor trebui să stea acasă cu cineva. Nu știu ce o să facem, că nu știu ce este cu boala asta, ce se întâmplă. Aveți cu cine lăsa copilul după? Suntem la munci, nu avem. Mai avem și acasă oameni bolnavi și copii acasă. Cum o să vă descurcați? Nu știu, chiar nu știu. Foarte greu. Grijă. Deci... O să aveți dumneavoastră grijă de copil? Da, da, da. Fie mi-are noroc, nu. Eu sunt acasă și am grijă de ei. Dacă nu fie o măsură bună asta cu închiderea școlilor? Eu știu ce să zic. Nu știu ce să vă zic. Închiderea școlilor, începând cu 10 martie și până pe 21 aprilie, pe fondul înmulțirii cazurilor de infecție cu coronavirus, este doar una dintre propunerile grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României. Grupul este condus de Raed Arafat, iar măsura ar putea fi prelungită dacă situația nu se va stabiliza. Cristian Merișanu a decis ca de luni să-și depună demisia și a renunțat și la Partidul Social Democrat, care l-a propulsat în fruntea organizației de la Vulcan și pe postul de viceprimar al municipiului. A scris pe pagina de socializare că nu mai poate continua așa și a promis că va organiza o conferință de presă la o dată ulterioară. Am demisionat. Unii vor spune că e prea târziu, alții că e prea devreme. Părerea mea este că am făcut-o în acel moment în care m-am convins că orice încercare e degeaba. Am demisionat astăzi din PSD Vulcan și din funcția de viceprimar al municipiului Vulcan. În realitate, este o demisie din funcția de consilier local. Își începe Merișanu scurta informare pe pagina de socializare. Cristian Merișanu a făcut un duet cu Gheorghe Ilă în ultimii ani, iar în ultima vreme au tot existat disensiuni. Totul pare să fi izbucnit în momentul în care viceprimarul a vrut altceva, dar și după scandalul provocat de o emisiune de radio în care Merișanu făcea trimitere la șoferii de tir. Dar Merișanu nu a plecat singur. Oamenii care nu au urechi să asculte astăzi nu vor mai avea nici mâine. Alături de mine au plecat și colegii Ștefan Florin Feșner și Emil Sergiu Andraș, a mai spus Cristian Merișanu. Fostul viceprimar spune că va candida la foteliul de primar dintr-o nouă postură. Întreg sistemul energetic ar putea fi pus în pericol sau chiar oprit dacă va izbucni vreo epidemie. Asta spun acum cei care încearcă să găsească soluții și să simuleze situația concret. De ce? Pentru că la fiecare bolnav trebuie găsiți doi înlocuitori sănătoși. Lucru absolut imposibil la criza de personal de la unitățile miniere de la noi. Instituția prefectului județului Hunedoara le-a cerut tuturor angajatorilor să-și creioneze un plan de reorganizare și să simuleze concret care sunt măsurile ce se impun în cazul izbucnirii unei epidemii. În fapt, pentru fiecare angajat ar trebui găsiți doi înlocuitori, iar dacă vreunul se îmbolnăvește, să poată lucra și de acasă, lucru imposibil în minele din Valea Jiului. 4.100 de angajați avem total în complexul energetic Hunedoara, 1.000 pe termocentrale, 700 în jur de 700 la Deva, în jur de 300 la Paroșeni. Diferența este pe partea minieră. Nimeni nu vor garanta că vor fi mineri care să intre sub pământ în abataje și asta din cauza lipsei acute de personal. În acest moment, cei care lucrează la reorganizarea activității recunosc că au și așa prea puțini oameni angajați și că dacă vreun miner sau energetician se îmbolnăvește, sunt șanse ca abatajele să fie închis, la fel și în cazul termocentralelor. În plus, și în județul Hunedoara se vor aplica măsurile luate în ultimele ore de Consiliul Național pentru Situații de Urgență, referitoare la interzicerea adunărilor publice cu un număr mai mare de 1.000 de persoane, care se desfășoară fie într-o incintă, fie în aer liber, publice sau private. După un an și jumătate de când s-au prăbușit acoperișurile casele de colonie din Aninoasa, sunt acum în plin proces de reparații.
Se lucrează la acoperiș și la structura de rezistență și cel puțin 10 dintre clădirile vechi de peste un secol nu vor mai fi în pericol de prăbușire. Cu puțin înainte de Crăciunul din anul 2018, acoperișul unui prim imobil din colonia orașului Aninoasa ceda sub greutatea zăpezii și locatarii erau nevoiți să plece. Strada Libertății a fost atunci în pericol, iar toți locatarii și-au luat măsuri de precauție de teama a nu se prăbuși odată cu casele vechi de peste 125 de ani. La mai bine de un an de atunci, constructorii au ajuns în sfârșit în teren și casele oamenilor sunt acum reabilitate. Am primit o sumă de 70 de miliarde de lei vechi. Am început lucrările în cele două zone unde sunt cele mai afectate, la sfârșitul lunii decembrie, respectiv zona Heteș, cum îi zicem noi, 3 colonii și sus pe vale 7 colonii. De anul trecut, de când au picat acoperișele, că sunt foarte degradate, vechimea lor este foarte mare, undeva la 120 de ani, practic punea viața oamenilor în pericol. Toate casele sunt construite în preajma anului 1890 și sunt grav afectate din punct de vedere al structurii de rezistență. Banii de acum ajung însă doar pentru cele ce necesită reparații urgente. Cele mai afectate le facem acum, lucrările vor trebui continuate și la celelalte, în funcție de banii pe care vom primi. Vă ajung banii? Ce lucrări se fac acum? Deci acum se fac lucrări de consolidare pentru a putea efectua lucrările la acoperiș în regim de siguranță. Fundațiile s-a constatat că sunt foarte afectate, nu sunt fundații solide, va fi o problemă cu consolidarea și rigidizarea lor, dar se va rezolva. Aninoasa are numai puțin de 30 de colonii, construcții care au nevoie de consolidare și care sunt acum locuite de oameni. Nu vor ajunge banii pentru toate, dar o treime vor fi reabilitate până la finele acestei primăveri. Fostul inginer șef de la Mina Livezeni este de marți dimineață noul director al exploatării miniere. Numele inginerului a fost vehiculat cu mai multe luni înainte, însă până acum, când se apropie termenul la care fostul director Gheorghe Buda se va pensiona, acesta a ocupat doar funcția de inginer șef. Ultima modificare a organigramei de la Complexul Energetic Hunedoara îl pune la conducerea Minei Livezeni pe Eusebiu Durbacă, care este și consilier local la Petroșani pe listele PNL. Acesta a făcut rocada cu fostul director Gheorghe Duba, care acum a devenit inginer șef producție. Recent, Durbacă a remis presei un comunicat în care a prezentat situația Minei Livezeni, una dintre cele mai importante unități miniere viabile din Valea Jiului. În luna februarie, Eusebiu Durbacă făcea public faptul că producția de cărbune de la Emi Livezeni rezulta din exploatarea unui abataj frontal mecanizat în panoul 3, stratul 13, blocul 9 și din efectuarea lucrărilor de pregătire de pe stratul 3, lucrări necesare pentru punerea în funcțiune a unei noi capacități de producție. Cantitatea de huilă extrasă la Emi Livezeni era de 14.703 tone în decembrie, pentru ca în ianuarie să ajungă la o producție de 18.603 tone. La Emi Livezeni se fac eforturi pentru pregătirea unei noi capacități de producție, respectiv a unui nou abataj frontal mecanizat în panoul 4N, stratul 3, blocul 6, a cărui rezervă va fi extrasă în următoarele 18 luni. Pensiile nu pot fi recalculate pentru că nu există softul necesar. Este declarația deputatului Ilie Toma, fost șef al Casei de Pensii Hunedoara. Deocamdată, responsabilii întocmesc actele pentru a licita achiziționarea acestui program. Ilie Toma, deputat în Parlamentul României, a susținut la DEVA o conferință de presă în care a declarat că pensiile nu pot fi recalculate din cauza softului inexistent. Acum, acest soft trebuie achiziționat și dat spre folosință lucrătorilor din casele de pensii. În primul rând, nu avem softul. Mi s-a spus că procedura este undeva la construirea caietului de sarcini și începerea licitației, a precizat Ilie Toma. Deputatul Hunedorean mai spune că întârzierea are ca scop împingerea datei la care vor fi majorate pensiile, deoarece nu s-ar dori majorarea veniturilor pensionarilor. Prevederile legii 127/2019 ar fi condus la o majorare a veniturilor a aproximativ 5 milioane de oameni, din care peste 110.000 sunt ale unor pensionari din județul Hunedoara. Procesul de recalculare ar fi trebuit să se încheie la finele anului 2021 și necesită un efort bugetar de circa 80 de miliarde de lei.
Nici o unitate ce aparține de complexul energetic Hunedoara nu mai este păzită cu firmă de specialitate de dinainte de intrarea în insolvență. Acum, pentru că este nevoie, administratorii spun că vor scoate la licitație paza armată la depozitele de explozibili, lucru absolut necesar. Și asta în timp ce la unitățile miniere, ori la preparația Coroiești, hoții nu pot nicicum să fie opriți. Zeci de atacuri sunt date în fiecare zi la unitățile miniere de unde hoții sustrag fier vechi sau cărbuni. Este o situație ce nu mai poate fi stabilită de luni de zile, de când complexul energetic Hunedoara nu mai are pază, iar acum administratorii de aici spun că se descurcă doar cu ajutorul poliției și a jandarmeriei, care vin și patrulează în zonă. Descurcăm destul de greu, deocamdată oamenii noștri fac eforturi supraomenești, pot spune, ca să asigure pasa la subunități, în special la preparația Corești, unde știți ce probleme sunt. Nu mai terminăm odată cu hoții ăștia de fier care în fiecare zi aproape vin acolo și sustrag bunuri din cadrul societății. Nu sunt bani pentru o firmă specializată, complexul energetic Hunedoara fiind în insolvență, iar firmele care au făcut până acum serviciul de pază au datorii uriașe de recuperat. Dar administratorul spune că măcar depozitele cu explozivi vor fi păzite. Suntem într-o procedură de achiziție acum pentru serviciile de pază, cel puțin pentru depozitele de explozibili, vrem să avem pază armată. Și așteptăm oferte de la câteva firme care doresc să asigure paza asta. Prefectul județului Hunedoara, Vasile Poteca, a promis că echipajele de jandarmi vor fi trimise la preparația Coroiești cu precădere în patrulare. Și asta tocmai pentru a stopa fenomenul furturilor. Aici se încheie știrile. Eu vă mulțumesc că și în această seară ne-ați fost alături. Până mâine, rămâneți cu bine!